seara și bun găsit la știrile Gorj TV. Graba și aglomerația în trafic au condus la producerea unui accident de circulație în apropierea mall-ului din Târgu Jiu. Două autoturisme au intrat în coliziune, lovind-o pe a treia. Șoferul unei dubițe a ieșit de pe un drum fără prioritate, fără să se asigure și a fost lovit în plin de o mașină de tractor auto. În urma impactului, 4 persoane au fost rănite. Șoferul unui autoturism a ieșit fără să se asigure de pe un drum fără prioritate, fiind lovit în plin de o mașină de tractări auto. În urma impactului violent, mașina de tractări s-a răsturnat, șoferul fiind transportat la spitalul din Târgu Jiu, aflându-se în stare gravă. S-au prezentat două victime dintr-un accident rutier, dintre care unul cu traumatism cranian cu o suspiciune de fractură temporoparietală stângă. La momentul de față sunt în curs de investigație, celălalt pare mai stabil, fără leziuni majore. Pasagerul aflat pe scaunul din dreapta spune că totul s-a întâmplat într-o fracțiune de secundă și a auzit doar o bubuitură, fiind șocat în urma impactului. Ce s-a întâmplat? Nu știu, o fracțiune de secundă, a auzit doar bubuitură și... Ați fost la volan? Nu, eu fusem în dreapta. Doi dintre răniții în accident au fost transportați de urgență la spital, urmând să fie supuși unor investigații. Tradițiile de Crăciun se respectă cu sfințenie și în Gorj, mai ales în zonele rurale. În această dimineață, în ajunul Crăciunului, cei mici și cei mari au colindat și au vestit nașterea Domnului. Sute de oameni au plecat înarmați cu traiste să colinde ulițele satelor. Primul obicei care dă startul tradițiilor de sărbători este cel al pițăratului, tradiție păstrată cam în toate satele județului Gorj. Zeci de prichindei și nu numai au pornit cu noaptea în cap în dimineața din ajunul Crăciunului pe ulițele satelor din comună pentru a colinda. Ei s-au întors acasă încărcați cu dulciuri, colaci, mere sau nuci. Oamenii spun că în fiecare an merg în colindat. Este un obicei o datină strămoșească și în ziua de ajun mergem în pițărăi, așa se numesc la noi, colindeții. Mergeți în fiecare an? În fiecare an, da. Gospodarii sunt treziți de strigătele celor ce colindă și își deschid porțile pentru a-i primi și a le împărți dulciuri, colaci sau mere. Ședilul orașului Rovinare a respectat tradiția și a ieșit în fața porții pentru a împărți dulciuri colindătorilor. La moștenit și noi, în obicei străvechi, oamenii dau pițărăi, adică e un simbol înaintea Crăciunului, sărbătoare pe care fiecare se cinstește și primește cadou de la cineva, un măr, o pară, o portocală. Fiecare dă ce are și cum își permite să dea. Și e frumos, copiii vin în pițărăi. Nu prea e frumos că nu este zăpadă, dar dacă ar fi și zăpadă, ar fi totul cum ar avut Dumnezeu. Singura diferență față de obiceiul vechi este că acum copiii nu mai primesc colăcei, mere și nuci, ci portocale și prăjituri. Cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri au avut de înfruntat aglomerația din oraș. Zeci de oameni au stat la cozi pentru a face ultimele cumpărături de pe lista de Crăciun. Șoferii și pietonii s-au înarmat astăzi cu multă răbdare și au ieșit pe străzi și în piețe. Ultimele alimente pe lista de cumpărături au rămas pâinea, carnea, prăjiturile și alte mărâmțișuri. Gorjenii au ieșit dis de dimineață pentru a evita aglomerația. Surpriză însă, cozi de zeci de persoane s-au format în fața magazinelor alimentare. Nici șoferii nu au scăpat mai ușor, pe străzi s-a circulat bar la bară. Ați lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri? Mai nu, da. Mai facem completarea așa. Ce mai cumpărați acum în ultimele da. Zile? Noi la țară nu prea cumpărăm prea mult, că avem porcul care... Mărunți și din astea, pentru dulciuri, pentru diferite probleme care ne mai trebuie acolo. Ați lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri? Da. Ce mai cumpărați? Picioare pentru piftii, carne, de toate. Ați lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri? Da. Ce mai cumpărați acum, în ultimele zile? În ultimele zile, niște carne, pentru, deci de pasăre. De pasăre, pentru piftii, pentru... Pentru și sarmale. Nu vă deranjează aglomerația? Nu. De ce ați întârziat atât? Sunt o săptămână de libere și îți liber. Și cei care au început pregătirile din timp au mai găsit câte ceva de cumpărat. Oamenii s-au obișnuit cu aglomerația și încearcă să se descurce fără a lua în calcul forfota din jure. Ați lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri? Nu. Le-am luat metodic așa, din timp. Ce mai cumpărați în ultimele zile acum? Altaboș, varză pentru sarmale. Nu vă deranjează aglomerația? Nu. Nu, pentru că sunt obișnuit. În aceste ultime zile prețurile fluctuează, unele produse s-au ieftinit simțitor, altele însă sunt mai scumpe decât de obicei. Oamenii consideră că per total alimentele sunt accesibile.
Reprezentanții autorităților locale și județene și-au făcut deja planurile unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. De Crăciun, Florin Cârciumaru, primarul municipiului Târgu Jiu, va merge acasă în satul natal, iar Ion Călinoiu, președintele Consiliului Județean, va petrece alături de familie și prieteni. Ca în fiecare an, primarul orașului și-a petrecut sărbătorile de iarnă în satul Ursoaia, alături de familie și rude. Și anul acesta, Florin Cârciumaru va participa la tradițiile care au loc în sat, însă acesta consideră că nu mai sunt respectate în totalitate aceste obiceiuri. Merg în fiecare an de Crăciun la mine acasă în satul Ursoaia și petrec Crăciunul alături de cei dragi, alături de prieteni și regretăm cu toții faptul că nu mai sunt acele preocupări pentru tradițiile satului, pentru tradițiile localității respective. Erau tradiții foarte frumoase, ce este adevărat. Erau puține mijloace prin care tinerii din vremea respectivă să se distreze. Pentru Ion Călinoiu, Crăciunul va fi ocazia perfectă pentru a-și petrece timpul alături de familie și prieteni. Latura frumoasă este aceea că vom petrece Revelionul, voi petrece Revelionul și sărbătorile de sfârșit de început an acasă împreună cu familia, vizite pe la prieteni, bineînțeles voi fi prezent și în continuare prin natura responsabilității și aici la birou, că e cazul, chiar și în ajun. În noaptea dintre ani, reprezentanții autorităților locale vor fi prezenți în piața prefecturii alături de cetățeni pentru a ciocni un pahar de șampanie. De asemenea, la poarta sărutului, Florin Cârciumaru va oficia mai multe cupluri care s-au înscris deja pe listă. Peste 60 de copii instituționalizați își vor petrece sărbătorile de iarnă în familie. Minorii aflați în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj se vor putea bucura de iubirea și căldura unui cămin cu ocazia acestui sfârșit de an. Copiii din sistemul rezidențial găzduiți de Serviciul Comunitar pentru Copilul cu Nevoi Speciale sunt de cele mai multe ori luați acasă de rude. Majoritatea au fost dați în grija statului, fiindcă părinții au plecat în străinătate sau provin din familii defavorizate cu mulți copii. Cei mai norocoși dintre ei sunt luați acasă de bunici, unchi sau mătuși. Numai copiii din sistem rezidențial au plecat în familie, în familie extinsă de cele mai multe ori. Au fost număr de 67 de solicitări în acest sens. Cea mai mare parte dintre ei sunt găzduiți la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale, un centru de tip rezidențial unde sunt găzduiți copiii care sunt școlarizați la școala specială și care pe perioada vacanțelor, în mod uzual, ei se duc în familia lor. Cei care au rămas în sistem sunt obișnuiți și au înțeles că familiile lor, din anumite motive, nu îi pot lua acasă, nu numai în perioada sărbătorilor, ci pe tot parcursul anului. Au fost destul de multe cazuri în care părinții și-au adus aminte că au copii când aceștia ajunseseră deja la vârsta maturității. Foarte dificil este pentru cei mici care nu înțeleg de ce unii pleacă, iar ceilalți rămân. Este un pic mai dificil. Este într-adevăr o perioadă în care, emoțional vorbind, ne întâlnim cu o intensitate mai mare de sentimente în preajma sărbătorilor, dar colegii mei sunt pregătiți să facă față unor astfel de situații. Noi avem printre specialiștii direcției atât psihologi cât și asistenți sociali care știu să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au. Iar legătura emoțională pe care o au cu copiii este una foarte puternică și ei pot să substituie destul de ușor lipsa parentală. Legăturile dintre asistenții sociali și copiii instituționalizați sunt foarte puternice. Peste 300 de copii din sistem își vor petrece aceste sărbători alături de aceștia. Ajunul Crăciunului este ultima zi de post înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, iar unii creștini nu mănâncă nimic până la apusul soarelui. Postul Crăciunului este unul dintre cele 4 posturi de lungă durată din anul bisericesc. Postul Crăciunului are o însemnătate aparte. Cu toții ne pregătim în aceste zile să primim vestea luminoasă a nașterii Domnului. Dar până atunci, creștinul va avea nevoie de sfânta împărtășanie, ca o încununare a faptului că s-a curățat sufletește și trupește prin rugăciune, dar și prin anumite restricții alimentare. Preotul Mihai a precizat că oamenii care au ținut post sunt spovediți și împărtășiți. De dimineață am săvârșit sfânta liturghie și în prezent, acum, aplicăm sfânta taina spovedaniei pentru credincioșii care în post au ținut numai abține de la mâncare sau la băutură și sigur și de la fapte rele. Acest post al Crăciunului, care astăzi mai
sigur, de seară ea sfârșit, a fost un post, de fapt, al bucuriei, deși de 6 săptămâni, este un post al bucuriei, fiindcă este postul nașterii Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria. N-a fost un post prea greu, a fost și dezlegare la pește, dar cert este că foarte mulți dintre noriașii noștri au ținut post și acum vin și se împace cu Dumnezeu prin Sfânta Taină a spovedanii și apoi Sfânta Taină a Euharistiei sau împărtășanii. Postul reprezintă o perioadă de purificare trupească și sufletească. Unii dintre credincioși au ținut postul în întregime, însă alții au recunoscut că nu au reușit. Da, am ținut. Doar miercurea și când am putut, nu chiar tot. V-ați descurcat cu alimentația? M-am descurcat cu alimentația, am avut bunăvoința să țin și eu cât se poate. L-am ținut, da. Am spovedit ca orice creștin care se îngrijește suflet, prima dată sufletul și până trup. Postul Crăciunului nu l-am putut ține din moment că sunt plecat afară și când am venit acasă vă dați seama că trebuie să mănânc din fiecare câte ceva. În perioada postului, abținerea de la consumul anumitor alimente trebuie corelată cu multă rugăciune. În post sunt interzise alimentele de origine animală, adică carnea, laptele și ouăle. În schimb, sunt permise alimentele vegetale. În fiecare an, în ajunul Crăciunului, moșul vine cu daruri, vise și speranțe pentru fiecare. Copiii au pregătit scrisori pentru Moș Crăciun în care și-au exprimat dorințele. Cei mai mulți preferă jucăriile și dulciurile. În perioada sărbătorilor de iarnă, cele mai așteptate sunt cadourile. Părinții s-au pregătit din timp pentru ca micuții să primească tot ce își doresc. Lista cumpărăturilor este lungă, iar fiecare părinte, după posibilități, a încercat să le îndeplinească dorințele copiilor. Da, să știți că eu acum trebuie să pun această scrisoare la poștă. Scrie: dragă Moș Crăciun, este din partea fiicei mele cea mare, pentru că și chiar mă uitam că e cam pretențioasă. Ce cadouri își dorește? Păi, dacă ar fi să citim, în primul rând, dacă toți suntem așa moderni, o husă pentru telefon și te rog din sufletul și inima mea să-mi aduci această husă. Și mai avem aici un coș cu fructe și legume, o păpușă Maia cu tabletă, un joc de bucătărie, dar avem și o geantă trendy. Copiii s-au gândit din timp ce anume vor să primească de la Moș Crăciun. Jucăriile și dulciurile sunt cele mai așteptate daruri. Un ren de la mare. Un ren mare. Altceva? Dulciuri? Da. Și sticle de suc. Ai fost cu minte să-l așezi pe Moș Crăciun? Da. Îl așezi pe Moș Crăciun? Da. Ce vrei să-ți aducă? O bicicletă. Altceva? Jucării. Dulciuri? Da. Ca în fiecare an, Moș Crăciun este așteptat de toți copiii din întreaga lume. Copiii aflați în centrele maternale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj vor avea parte de multe surprize de sărbători. Asistenții sociali care se îngrijesc de micuți și de mamele acestora vor avea grijă ca de sărbători să nu le lipsească nimic. Centrul maternal din localitatea Pocevaliștea găzduiește pe perioada sărbătorilor de iarnă 3 mămici și 6 copii. Cel mai mic dintre aceștia are doar câteva zile, iar cel mai mare nu depășește vârsta de 7 ani. Acești copii nu au norocul să petreacă sărbătorile în mijlocul unei familii, însă asistenții maternali încearcă să le asigure tot confortul. Pe lângă căldura unui cămin, dragoste și înțelegere, copiii și mamele lor vor avea parte de surprize, cadouri și mâncare tradițională. Iar în perioada aceasta de sărbători, meniul va fi un meniu tradițional, un meniu de sărbători. Au primit chiar și niște cadouri din partea lui Moș Crăciun, cum este de fapt și perioada acum, atât mămicile cât și copiii, nu numai din centrele maternale, dar din întregul sistem de protecție a copilului. Anul acesta se observă o tendință generală a populației și instituțiilor de a oferi. Mai multe persoane fizice și juridice au organizat acțiuni caritabile sau au donat pentru persoanele din sistemul de asistență socială. Anul ăsta a fost un an deosebit și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor care au adus ceea ce au putut către beneficiare din Direcția de Protecție a Copilului, pentru că anul ăsta am observat că a fost o tendință generală a populației și chiar a instituțiilor, a firmelor și a celor din media de a aduce câte ceva oamenilor în nevoie, în dificultate. Cu ocazia asta, așadar, vă mulțumesc. Le mulțumim tuturor care au adus câte ceva copiilor și că am reușit să îi bucurăm măcar cu acolo un mic cadou, așa cum a fost el. În acest sistem se înscriu peste 400 de mămici, copii și bătrâni de care se ocupă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și care au beneficiat de cadourile donate de oamenii binevoitori.
În perioada sărbătorilor de iarnă, rețeaua de transport în comun din Târgu Jiu va avea program redus. Troleibuzele vor circula după un program special realizat de conducerea Transloc Târgu Jiu. De asemenea, și farmaciile vor fi deschise în zilele de Crăciun, iar farmacia de serviciu va avea program non-stop. Conducerea Transloc Târgu Jiu a făcut graficul curselor pentru sărbători, astfel în zilele de 25, respectiv 26 decembrie, mijloacele de transport în comun pe ruta 9 mai Artego vor circula la un interval de 24 de minute, iar pe traseul 9 mai Drăgoieni, troleele vor circula în intervalul orar 7:13 din oră în oră. În zilele de Crăciun, ca în fiecare an, Transloc a făcut un program special, având în vedere faptul că nu sunt atât de mulți călători. Deci pe data de 25 decembrie, pe traseul 9 mai Artego, care este principalul traseu, vor fi mașini începând cu ora 8 până la 23:30 din 24 în 24 de minute. Pe traseul 9 mai Bârsești vor fi suspendate cursele, pe 9 mai Iezurec vor fi suspendate, pe 9 mai Ursați vor fi suspendate, pe Romanești Preajba vor fi suspendate. Pe traseul 9 mai Preajba-Drăgoin vom avea 3 mașini, 3 plecări, plecări din 9 mai vor fi la orele 7:30, 10:30 și 13:30. La fel pentru traseul 9 mai ANL, vom avea 3 mașini, 3 plecări, începând cu ora 8:30 prima cursă din 9 mai, apoi 11:30, 14:30. Și farmaciile au stabilit deja programul de gardă pentru farmaciile din municipiul Târgu Jiu. Fiecare farmacie are deja afișat pe ușa de la intrare orele și ziua de gardă pentru a onora solicitările pacienților în aceste zile de sărbătoare. Astfel, în prima zi de Crăciun, farmacia deschisă non-stop va fi cea de pe strada Alea Plopilor, iar a doua zi farmacia de pe strada Ile Caragiale. Dacă vă petreceți sărbătorile de iarnă în deplasare, este bine să știți că drumurile sunt circulabile, iar la nivelul județului Gorj nu au fost înregistrate probleme. În plus, reprezentanții CNADNR dau asigurări că vor fi în alertă pentru a acționa în caz de urgență. Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a susținut o videoconferință cu prefecții și șefii structurilor de ordine publică, având ca temă măsurile de ordine și siguranță publică dispuse cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De asemenea, autoritățile județene trebuie să fie pregătite cu materiale antiderapante și utilaje de dezăpezire, în așa fel încât oamenii să nu rămână blocați printre mormane de zăpadă. Ion Tudor, directorul Secției de Drumuri Naționale, a precizat că instituția deține utilaje suficiente pentru acționarea în caz de urgență. A dislocat la Târgu Jiu număr de 4 unimoguri proprii și 3 ATB-uri. SDN Slatina, la baza Licurici, 3 unimoguri proprii. SDN Vâlcea, pe zona de la Vorezu, a venit pe responsabilitate până la Bengești cu 2 ATB-uri. SDN Craiova, pe DN67B, de la Melinești până la Burezan cu 2 ATB-uri. SDN Târgu Jiu a avut la dispoziție în această perioadă și avem în continuare 4 unimoguri, 3 încărcătoare, 2 ATB-uri și, bineînțeles, cele 2 autofreze cu care am și acționat în acest an și la Râmca și pe Godeană. De asemenea, poliția, jandarmeria, dar și comisarii de la Protecția Consumatorului și Direcția Sanitar-Veterinar au stabilit măsurile ce vor asigura paza și protecția cetățenilor în preajma sărbătorilor. La inițiativa postului de televiziune Gorj TV, liderii politici din județul nostru au luat parte weekendul trecut la o acțiune caritabilă. Aceștia au dat curs invitației de a fi alături de copiii nevoiași și au participat la sacrificarea 2 porci, care au fost mai apoi donați. Chiar de la primele ore ale dimineții, oamenii politici ai Gorjului au ajuns la locația stabilită și fără să mai țină cont de culoarea partidului, și-au unit forțele și s-au apucat de treabă. Tot efortul depus a fost pentru o cauză nobilă. Copiii orfani și cei cu dizabilități vor avea carne din belșug pe masa de Crăciun. Dumneavoastră faceți un lucru extraordinar, că, pe de-o parte, acest moment pe care îl creați are două componente. Una de solidaritate și sprijiniți într-adevăr oamenii care se găsesc acum în sisteme instituționale de asistență socială și au nevoie oricând de un meniu îmbunătățit. E bine că ați făcut acest lucru pentru a-i sprijini pe cei din sistemul de asistență socială și fiind o unitate subordonată a Consiliului Județean, vă mulțumesc pe această cale. După ce a fost pregătită și tranșată, carnea a plecat în această dimineață împreună cu alte cadouri către destinatarii finali. O parte din daruri au ajuns la copiii instituționalizați din Târgu Cărbunești. Aceștia au organizat o mică serbare în cinstea evenimentului și au încântat pe cei prezenți cu scenete, cântece și dansuri populare. Să strimim, la, 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 mașine, da, nu te
Aproape 50 de copii au primit plăsuțe cu dulciuri și fructe la finalul sărbării. Directoarea centrului, Rodica Bâzu, afirmă că micuții au primit multe daruri în această perioadă din partea oamenilor binevoitori. Cum ați primit această acțiune a colegilor noștri? Cu mare bucurie, ca de altfel în fiecare an. Sunt foarte mulți oameni de bine care ne sprijină și nu numai de sărbătorile de iarnă, și pe parcursul anului, cu diferite ocazii. Copiii care se află în acest moment în centrul de plasament din Târgu Cărbunești au fost extrem de încântați de cadourile primite. Ei au muncit mult pentru a organiza sărbarea și sunt fericiți că eforturile lor au fost răsplătite. Îți face plăcere să participi la astfel de sărbări? Da, foarte mult. Chiar îmi place. Vă ocupă timpul? Da, sigur că da, ne ocupă. Ați primit multe cadouri în acest an? Foarte multe. A venit moșul, ați fost cu minți? A venit, n-am fost. Întreaga acțiune va putea fi urmărită într-o ediție specială difuzată de Gorj TV în ziua de 25 decembrie, începând cu ora 19. Sărbătorile de iarnă înseamnă întotdeauna prilej de bucurii și emoție. Pentru ca petrecerea să fie liniștită și fericită, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Gorj vine cu sfaturi pentru gorjeni. Vacanța și sărbătorile de iarnă trebuie să fie un prilej de bucurie, iar amintirea acestor clipe să nu fie umbrită de evenimente neplăcute. Una dintre cele mai importante reguli pe care trebuie să o respectați este să nu folosiți în această perioadă instalații de lumini sau improvizații sau alte obiecte care ar putea genera incendii. Fiecare casă de români își împodobește și își amplasează un brad de Crăciun acasă. Aș vrea să informez cetățenii asupra câtorva reguli și măsuri de prevenire simple. În primul rând, trebuie să amplaseze bradul de Crăciun mai departe de orice instalație de încălzire, pentru că fie el natural sau chiar artificial, se poate aprinde foarte ușor. Apoi, instalațiile cu care împodobesc bradul și decorațiunile electrice trebuie să fie omologate și nu trebuie să fie cu defecțiuni sau improvizații, pentru că există pericolul producerii unei scântei și imediat pomul se poate aprinde. De asemenea, supravegheați cu atenție colindătorii, pentru că o țigară aruncată la întâmplare de aceștia, uneori chiar intenționată, poate provoca adevărate tragedii. De la 1 octombrie până în prezent avem 26 de incendii, iar marea majoritate acestora s-au produs și au ca și cauză de incendiu canale de fum necurățate sau neprotejate corespunzător, folosirea instalațiilor electrice cu improvizații și defecțiuni și chiar folosirea instalațiilor de încălzire defecte. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a dispus pentru perioada sărbătorilor de iarnă măsuri de creștere a capacității operaționale pentru gestionarea unor eventuale situații de urgență prin suplimentarea persoanelor din serviciul operativ. Meniul de sărbătoare pentru bolnavii, persoanele care sunt nevoite să-și petreacă Crăciunul și Revelionul pe patul de spital, vor avea parte de preparate speciale. Chiar dacă primesc de acasă tot felul de bucate, bolnavii internați vor avea parte de un meniu adaptat afecțiunilor de care suferă, însă va fi îmbunătățit față de celelalte perioade ale anului. Sărbătorile de Crăciun înseamnă momente frumoase, dar și mâncăruri pe alese, de aceea la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, pacienții internați în această perioadă vor avea un meniu special. Pentru a le însenina zilele de sărbătoare, în bucătăria spitalului se pregătește un meniu deja tradițional de Crăciun. Cam fiecare an, Spitalul Județean Târgu Jiu, împreună cu conducerea, s-a gândit să aducă pe masă celor care se află în suferință, implicita pacienților internați, meniuri tradiționale, bineînțeles, direct proporțional cu regimul și cu stadiul bolilor fiecăruia. Astfel, în perioada Crăciunului vom avea bogate, un regim bogat, atât pentru pacienții care sunt diabetici. Vorbim aici de ciorbe de zarzavat, sarmalele care sunt tradiționale românilor, dar care vor fi asezonate cu portocale, friptură de pui cu legume. Meniul nu va fi special doar pentru cei care sunt la regim. Meniul va conține sarmale, cozonac, friptură, fructe. Și la spitalul din Novaci, pacienții se vor putea bucura de un meniu special de sărbători. De pe masă nu vor lipsi bucatele tradiționale, precum sarmalele cu mămăliguță, ciorbă țărănească și cozonac. Bolnavii care suferă de boli ce nu le permit să mănânce orice vor primi mâncare de regim. Pregătiți un meniu special pentru pacienți?
Întotdeauna este o tradiție la Spitalul Novacin. Eu vreau să o păstrăm. De sărbători toată lumea va avea un meniu românesc cu sarmale, cu piftii, cu friptură. Este normal, cozonac. E ziua de Crăciun, trebuie să se bucure toată lumea. Pentru pacienții care au restricții alimentare se vor pregăti meniuri în funcție de recomandările medicilor. Gorjenii și-au ales deja destinațiile unde vor petrece sărbătorile, fie că pleacă la munte, în țară sau în străinătate, oamenii știu un singur lucru, că trebuie să petreacă alături de cei dragi pentru a păși noul an cu bucurie și energie. Târgujenii și-au ales destinația de vacanță în funcție de buget. Dacă unii au preferat zonele din România, sunt și turiști gorjeni care și-au ales destinații exotice pentru a petrece sărbătorile. Diana Vlădoiu, manager în turism, a declarat că prețurile pachetelor de vacanță diferă în funcție de opțiuni, iar o vacanță în Dubai ajunge până la 1500 de euro. Pentru sărbătorile de iarnă au de ales dintr-o gamă foarte largă de oferte pentru străinătate. În special s-au orientat spre Bulgaria, Turcia sau circuitele europene. Pe Bulgaria un pachet de all-inclusiv pentru două persoane cu masa festivă de Revelion, pachetul începe de la 350 de euro. Pentru Turcia, în special Antalya, un pachet de Revelion pentru două persoane cu transport inclus avion și masa festivă de Revelion începe de la 500 de euro. Foarte solicitate sunt destinațiile exotice, în special Dubai, Republica Dominicană, Maldive. Un pachet pe Dubai cu o demipensiune și masa festivă de Revelion, două persoane cu transport avion inclus, începe de la 1500 de euro. Gorjenii nu au uitat nici de zonele turistice din țara noastră și au ales să-și petreacă sărbătorile în România. Cele mai căutate destinații de vacanță din țară în rândul gorjenilor au fost însă zonele învecinate județului nostru. În ciuda perioadei critice prin care România încă trece, turiști s-au găsit pentru vacanța de iarnă. Au vândut foarte bine Călimănești, Căciulata, Olănești, stațiunile apropiate de zona noastră. S-au vândut și Brașov, Poiana, Brașov, dar mai puțin. Cel mai bine s-au vândut în zone apropiate județului nostru. Cei mai mulți dintre târgujieni își vor petrece Crăciunul în familie. Ei vor să fie alături de cei dragi în această perioadă de sărbătoare, astfel economisind și bani. O vacanță, indiferent de destinație, fiind foarte costisitoare pentru mulți dintre ei. În stațiunea montană Rânca a început deja forfota turiștii care au ales să-și petreacă vacanța de sărbători la munte. Sunt așteptați cu mese îmbelșugate și cu distracție pe măsură. Iubitorii sporturilor de iarnă se vor bucura de 5 pârtii pe care vor putea schia. Gorjenii și nu numai au ales de această dată stațiunea montană Rânca pentru a-și petrece vacanța de iarnă. Hotelierii spun că toate locurile de cazare s-au rezervate din timp și vor fi așteptați mii de turiști. Unde noi avem aici pregătit pentru turiști ceva special, ca produse tradiționale de zonă și cu mese festive, cu formație live de muzică populară, ușoară. Și așteptăm să vină și mai ales că acum, față de anii precedenți, ultimii 2 ani, avem și multă zăpadă, din câte se observă. Turiștii se vor bucura în această perioadă de 5 pârtii perfecte. Aseară ne-am speriat, am crezut că suntem în povestea lui Oz, ne ia pe sus, lângă vila noastră a dobărât două acoperișe, dar care iubește jocurile de iarnă, se bucură. Da. Cum e vremea? Vremea foarte fain, foarte cald, dar din păcate, na, vânt. Vânt și cu gheață. Dar merge. Recomand. Peste 7000 de turiști sunt așteptați în această perioadă la Rânca. Cumpătarea ar trebui să fie cuvântul de referință în perioada sărbătorilor. După 40 de zile de post, consumul exagerat de carne, grăsimi și alcool provoacă oamenilor destule neplăceri. Masa îmbelșugată de Crăciun îi poate trimite direct pe patul de spital. De Crăciun, fiecare își dorește să aibă o masă cât mai plină, de pe care să nu lipsească preparatele tradiționale, însă tocmai acesta este motivul pentru care tot mai mulți gorjeni ajung la urgențe. Excesul alimentar și consumul abuziv de alcool sunt principalele cauze pentru care gorjenii ajung la spital în zilele de sărbătoare. Ca să evite aceste neplăceri, medicii recomandă gorjenilor să fie cumpătați. Spuneți-ne care este recomandarea medicului pentru ca oamenii să nu ajungă pe patul de spital în prag de sărbătoare? Ne așteptăm, desigur, în prag de sărbători să avem multe colici abdominale. Recomandarea ar fi să mănânce cât mai diversificat, să nu consume în exces carne de porc, grăsimi, prăjeluri, condimente, să consume multe fructe și legume, 2 litri de apă pe zi pe cât posibil și un regim normal. Cu alcoolul, ce le recomandați?
normal că să nu consume în exces. Ne așteptăm să avem și stări de ebrietate, dar na, sperăm să le evităm. Din experiența anilor trecuți, cei care ajung la spital sunt în special bătrânii care țin post o perioadă îndelungată, dar nici cei care fac exces de carne și grăsimi nu sunt ocoliți de colicile abdominale. Sigur, de în preajma sărbătorilor cresc frecvența colicilor abdominale, adică avem mai multe cazuri decât în decursul săptămânii, să zic. Normal că mai sunt probleme cu bătrânii care țin post și revin după nu neapărat exces, dar se fac niște decompensări, dezechilibre. Medicii ne recomandă că în perioada ce urmează să mâncăm cât mai diversificat și să avem grijă să consumăm cât mai multe lichide non-alcoolice. Fructele și legumele proaspete nu trebuie să lipsească din alimentația gorjenilor pentru ca aceștia să evite vizita la spital. Cine visează la un Crăciun alb de basm trebuie să meargă la munte. Doar acolo meteorologii au anunțat temperaturi negative și ninsori pentru următoarele zile. În Gorj vor fi însă ploi slabe și pe alocuri polei cu plus 6 grade în termometre. Ne așteaptă o iarnă a extremelor de Crăciun, dar și de Revelion, țara va fi împărțită în două. În jumătate de țară, temperaturile vor fi reduse, iar în cealaltă jumătate vor fi peste media normală. Meteorologii spun că vom avea o iarnă destul de liniștită în majoritatea regiunilor țării. Și astăzi va fi chiar cea mai caldă zi a lunii decembrie din acest an. Maximele termice, cu valori între 12 și 16 grade, vor fi frecvente. Chiar 17 grade se pot înregistra. Dar și mâine temperaturile maxime se vor menține mai ridicate decât valorile normale și se vor încadra între 7 și 12-13 grade. Poi mâine dimineață minime termice între minus 1 și 4 grade. Prin urmare, procesul de răcire a vremii va continua în zilele următoare. Primele estimări ale meteorologilor arată că următoarele zile va ninge la munte, mai ales sus pe creste, iar peste noapte vor fi temperaturi negative de până la minus 8 grade Celsius. Asta înseamnă că administratorii pârtiilor vor putea să pornească tunurile de zăpadă, așa că de Crăciun veți putea schia liniștiți. La munte, sâmbătă și duminică, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, slabe cantitativ. Ca urmare, stratul de zăpadă care se va forma va fi nesemnificativ pentru sporturile de iarnă. În săptămâna viitoare, la începutul săptămânii viitoare, până miercuri inclusiv, vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei calendaristice, adică cu maxime termice între minus 1 și 3-4-5 grade și minime în cursul nopților între minus 5 și 0 grade. În restul țării există mari șanse de ploaie sau de polei. Totuși, spun meteorologii, atât pe 25 cât și pe 26 decembrie, vremea va fi aproape în toată țara mai caldă decât de obicei. Urmează acum informațiile din sport. Energia încheie anul cu o victorie în fața propriilor suporteri. Jucătorii lui Constantinides au câștigat ultimul meci din 2014 în fața formației Gazmetan Mediaș, scor final 77-71. Înainte de meci, clubul a organizat o acțiune ce a devenit tradiție înainte de sărbătorile de iarnă. Suporterii au donat jucării de pluș pentru copiii săraci. Ultimul meci, ultima victorie. Energia a încheiat anul cu o victorie în fața propriilor suporteri. Echipa de basket gorjeană a început bine meciul și a condus după primul sfert cu 20-17. Energia s-a distanțat în repriza a doua. Echipa oaspete nu a reușit să marcheze niciun punct peste 5 minute, astfel că tabela a indicat 34-17. Sfertul 2 s-a încheiat cu scor 41-24. Basketbaliștii Energiei au avut o cădere inexplicabilă în sfertul 3, iar Mediașul a înscris mai multe aruncări de 3 puncte, astfel că la finalul reprizei scorul de pe tabelă indica 54-48. Cu 3 minute înainte de finalul meciului, scorul era 62-61. Watson a fost din nou jucătorul cu cea mai mare încredere de sine, reușind să marcheze de două ori în momente cruciale. Energia s-a impus în final cu 77-71. La începutul meciului a avut loc o acțiune de tradiție. Spectatorii au aruncat jucării din pluș pentru a ajunge la copiii sărmani. Știrile se opresc aici, sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Gorj TV, echipa noastră v-a pregătit un program special de sărbători. Crăciun fericit tuturor!